Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vreau să vă invit într-o călătorie în lumea aceasta a științei, a tehnologiei. De fapt, cred că vom fi la granița dintre știință și tehnologie sau vom vorbi și despre una și despre alta. Săptămâna trecută am încheiat evocarea evenimentului legat de zborul lui Gagarin, un zbor care, din punctul meu de vedere, a schimbat lumea, un moment din acela astral care reprezintă cumva un hotar în istoria umanității. Spuneam și atunci și am spus-o adesea, spiritul acelor vremuri se pare că s-a pierdut. Am pierdut ceva pe drum. Poate că am devenit mai interesați de partea comercială a lucrurilor. Într-adevăr, spațiul cosmic a devenit o sursă de venituri, a devenit o sursă de profit. Sunt o serie de activități comerciale care se desfășoară acolo, pe orbita terestră. Aici, exemplele pot să fie multe. De exemplu, telecomunicațiile, internetul, televiziunea, toate depind de prezența unor sateliți pe orbită care să preia și să retransmită semnalul. Și toți acești sateliți sunt proprietate privată. Poate că e mai bine așa, sau poate că visurile noastre de atunci, prin anii 60, ce mult timp a trecut de atunci, poate că acele visuri și-ar găsi rostul și în aceste zile. Nu știu să dau un răspuns dintr-un motiv elementar. Sunt sentimental în ceea ce privește prezența omului în cosmos. Răspunsul meu nu ar fi unul din acelea raționale, ci ar fi doar unul sentimental. Vreau să vă arăt visurile de atunci, câteva dintre ele. Prima imagine, ce vedeți dumneavoastră în imagine, sunt proiectele sovietice pentru a debarca pe lună. Din păcate, acesta este modulul lunar, cel care ar fi urmat să ajungă pe lună, dacă țin eu minte bine, poate mă înșeală memoria. Pe lună ar fi ajuns un singur om, în cazul misiunilor sovietice. Rușii sovietici au avut de pierdut, sau au pierdut cursa spațială. Unii zic că nu erau pregătiți pentru a debarca pe lună, că tehnologiile lor nu ar fi permis oricum să ajungă pe lună. Eu îndrăznesc să afirm că nu au ajuns pe lună din cauza că între timp Koroliov murise. Koroliov, personajul acela fabulos care a stat în spatele dezvoltării programului spațial sovietic. Aici aveți așa niște desene care reprezintă variantele de modul lunari propuși pentru debarcarea pe lună. Există undeva într-un muzeu și macheta construită în vederea pregătirii zborului. Rușii s-au oprit și și-au îndreptat atenția către orbita terestră. Ei au dezvoltat foarte bine tehnologia stațiilor spațiale. Stația spațială internațională din acest moment are la bază chiar un proiect rusesc. Dar iată cei care au ajuns pe lună în cele din urmă. Îi vedeți în imagine pe alți trei eroi personali ai mei. Început din stânga este Neil Armstrong, primul care a ajuns pe lună. În mijloc este marele uitat Michael Collins, care în timp ce prietenii lui pășeau pe lună, a rămas singur acolo să se învârtă în jurul lunii și nimeni nu-i mai pomenea numele aici pe pământ decât niște persoane de la centrul de control al zborului. Iar în dreapta este Aldrin, Buzz Aldrin, un personaj de toată mâna. Va trebui să revenim cândva și asupra poveștilor legate de ei. Iată cum ar fi arătat în acei ani proiectele legate de viitoarele baze lunare. Acestea sunt, să le numim noi, niște ilustrații artistice, dar datează din acea vreme.
În stânga sus vedeți cumva un, nu știu cum să-l numesc, un modul, să-l numim noi așa, care se putea deplasa cumva pe suprafața lunii, vedeți, posedă aici și ajutajul unui motor rachetă, dar straniu avea și schiuri. Erau proiecte îndrăznețe, probabil că justificate din punct de vedere tehnic. Aici, în dreapta, vedeți un spațiu de locuit pe lună. Un spațiu în care viitorii selenauți ar fi urmat să locuiască timp îndelungat. Nu știu ce detalii să vă relev de aici, dar oricum îmi place că în această ilustrație se văd urmele lăsate de roverele lunare. Un alt desen care ilustrează proiectele de viitor este acesta. Dintr-o dată ne apropiem cumva de o zonă a proiectării nu neapărat artistice, ci a proiectării care în spate poartă calcule, poartă analize serioase. Remarcați această bază lunară, gândită cumva la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, era o bază subterană. De ce este bine să fie bazele lunare subterane? Motivele sunt evidente și la îndemâna oricui. În primul rând, acolo în subsol se pot asigura condițiile de mediu mult mai ușor și cu un consum mult mai mic de energie decât dacă aceste module ar fi fost la suprafață. Nu știu acum cum ar fi scavat în suprafața lunii, sau poate foloseau un crater lunar și apoi acopereau cu sol lunar, dar iată, e interesant. Aici avem un garaj pentru roverele lunare, aici avem dormitorul și un fel de centru medical, aici un punct de comandă, foarte frumos arăta. Și vă rog să mă credeți, în acele vremuri apăreau prin revistele noastre asemenea reprezentări, în revista Lumea, în revista Știință și Tehnică, și vă rog să mă credeți că îmi petreceam mult timp admirându-le. Aici, ce vedeți dumneavoastră în imagine, este chiar un proiect făcut în anul 1972, un proiect de bază lunară. Este un proiect care poate fi găsit la Agenția Spațială Americană. Este o lucrare mai largă care conține documente legate de viitoarele baze lunare avute în vedere în anul 1972. Deja, cum să vă zic, naveta urma să fie construită, se știa că va fi folosită naveta spațială, și ce vedeți dumneavoastră aici în aceste schițe reprezintă un sistem de transport pe suprafața lunară, întreg sistemul urmând să fie transportat cumva de naveta spațială, urma să debarce pe lună, și aceste două module care le vedeți, vedeți unul în poziție normală și unul în poziție coborâtă, e bine, aceste module transportau de fapt echipamente sau puteau să devină la rândul lor spații de locuit. Și ca să vedeți că e vorba de un document oficial, iată în partea dreaptă a imaginii ceea ce în limbajul tehnic se numește indicatorul. Practic este un tabel care conține cine a proiectat, de ce a proiectat, mă rog. Iată din același document o altă reprezentare, cum ar fi arătat bazele lunare îngropate. Este figura 6.2, liniuță 3, o configurare a coloniei lunare. Vedeți, păreau în acele vremuri lucrurile foarte firești, lucruri foarte probabile, și chiar ne așteptam ca nu peste mult timp să apară aceste colonii lunare. Aproape că în fiecare dimineață așteptam știrea. A început construcția coloniei lunare de către, eu știu, americani sau de către ruși.
Știrea aceasta n-am ajuns la mine nici până acum. Iată o altă imagine a coloniei lunare, aceeași idee, ideea de a îngropa practic modulele de locuit. Luna este foarte interesantă pentru activități științifice, în primul rând, pentru că Luna reprezintă un teren de experimentare extraordinar. Pe fața invizibilă a Lunii, de pildă, am putea să montăm niște radiotelescoape care nu ar mai fi influențate de zgomotul electromagnetic terestru. Tot acolo s-ar putea instala și telescoape optice, a putea profita în unele experimente și de faptul că pe Lună există o resursă care pe Pământ e costisitoare, vidul. Aici, pe Pământ, ca să fac vid, trebuie să pun o mașinărie în funcțiune, o pompă de vid, care, pe lângă faptul că e complicată, consumă energie, sunt multe detalii care trebuie realizate. Ei bine, pe Lună, vidul este gratuit. E adevărat, știu ce ziceți dumneavoastră acum în mintea dumneavoastră, că o să ajungem acolo. Da, noi ne gândeam atunci că va deveni banală călătoria pe Lună. Și mai gândiți-vă la ceva. Am putea acolo pe Lună să construim un accelerator de particule, de exemplu. Sunt multe idei în această direcție. Iată, o altă versiune, un alt proiect. În acest caz se folosea una din treptele rachetei Saturn V, racheta purtătoare folosită în misiunile Apollo. De această dată, remarcați că nu mai avem de-a face cu un modul îngropat, ci practic este protejat cu ceva echivalent sacilor de nisip care sunt folosiți în diferite ocazii pe planeta Pământ. Stăteau foarte confortabil astronauții acolo, ar fi stat foarte confortabil dacă ceva n-ar fi făcut ca firul poveștii, firul întâmplărilor care ar fi dus către bazele lunare să se rupă și el nu a mai fost legat nici până în prezent. Și toți în acei ani se aveau în vedere zboruri către planeta Marte. Aici aveți o ilustrație pe care am găsit-o în mai multe locuri în acele vremuri. În acest caz, acesta este vehiculul care zboară sau se îndreaptă către Marte, dar folosește un motor nuclear. Să știți că s-au încercat realizarea de motoare rachetă nucleare, au fost proiecte foarte avansate, tocmai în ideea zborului către Marte. Ele chiar au dat rezultate la teste, deschideau o perspectivă cumva către o astronautică interplanetară, deschideau cumva perspectiva zborului spre Marte. Dar, din păcate, ele pun o problemă majoră și cu această problemă ne confruntăm acum noi și la Fukushima. Problema poluării nucleare care încă nu este rezolvată în cazul acestor motoare. Am putea, noi așa veți spune, să le folosim numai în spațiul cosmic. Da, dar combustibilul nuclear trebuie să ajungă cumva la bordul acestor vehicule. Tot va trebui să-l ridicăm de aici, de pe Pământ. Și gândiți-vă la un incident care se produce la lansare, un incident în urma căruia s-ar răspândi pe Pământ cantități mari de material radioactiv.